O întreagă țară și-a luat rămas bun de la solistul care a bucurat sufletele românilor cu șlagărele sale. Cine nu își aduce aminte de perioada de aur a muzicii ușoare românești, atunci când toată lumea fredona domnișoară, nu pleca sau noapte albastră? Toate hiturile lui Gabriel Cotabiță rămân un testament al valorii pe care acesta a dat-o României, iar numele său va fi, cu siguranță, amintit cu drag pentru totdeauna. Familia și apropiații, cu lacrimi în ochii, l-au condus pe îndrăgitul artist pe ultimul drum, către locul unde va dormi pentru eternitate. Gabriel Cotabiță și-a dorit o înmormântare restrânsă, cunoscut fiind pentru discreția și eleganța sa. Așa și-au luat rămas bun de la el toți cei care l-au iubit și apreciat. Totul, într-un cadru restrâns, cu puțini oameni. Suntem recunoscătoare pentru tot sprijinul primit în această perioadă. Gabriel Cotabiță reprezintă un etalon al profesionalismului în muzica ușoară românească, dar și un tată, soț și prieten excepțional. Cei ce vor să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați luni 25-11-2024 la Capela Cimitirului Ortodox Belu între orele 08:00-20:00. Ultima slujbă religioasă se va ține în cadru restrâns. Dorim să-l onorăm cu aceeași discreție și eleganță de care a dat dovadă în timpul vieții, așadar familia nu va oferi declarații. Vă mulțumim pentru înțelegere și rugăm presa să ne respecte în continuare intimitatea. Cu recunoștință, familia Cotabiță a transmis familia artistului. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.